Mulți anunțau revocarea de astăzi, însă nu toți s-au gândit la cutremurul politic care a zdruncinat coaliția. Mergem chiar acum la Sebastian Zahman în Parlament, care tocmai a stat de vorbă cu vicepremierul Dan Barna. Sebastian, bună seara! Nu a fost doar un contraatac al liderului USR Plus, ci chiar o amenințare, cred eu. Bună seara, Andreea. Suntem foarte aproape să cântăm prohodul coaliției de guvernare, deși au trecut mai puțin de 4 luni de la alegerile parlamentare. Vedem că astăzi premierul Florin Câțu l-a demis intempestiv pe ministrul Vlad Voiculescu, fără consultarea partenerilor de coaliție din USR Plus. Ca o notă de culoare, din informațiile mele obținute de la Palatul Victoria, premierul Florin Câțu a trimis demitere, actul de demitere, de revocare al ministrului Sănătății Vlad Voiculescu la Palatul Cotroceni, exact în timp ce discuta cu Dan Barna acolo la sediul guvernului, un gest care i-a revoltat pur și simplu pe liderii USR Plus. În continuare vor exista câteva ședințe în cadrul coaliției de guvernare. Potrivit surselor mele, mâine la Vila Lac va exista o întâlnire convocată chiar de președintele Klaus Iohannis, la care vor participa liderii PNL, USR Plus și UDMR. Mandatul cu care va merge acolo USR Plus va fi schimbarea imediată a lui Florin Câțu, de fapt, mai exact spus, înlocuirea lui Florin Câțu cu Ludovic Orban, chiar fostul premier al României, cu care de altfel USR Plus n-a fost într-o relație foarte cordială. În acest moment, PNL are premierul și 9 miniștri, dintre care 2 sunt mai degrabă arundați Cotroceniului, vorbesc de Bogdan Aurescu și Nicolae Ciucă. USR Plus are un vicepremier și 6 miniștri, în timp ce UDMR are de asemenea un vicepremier și 3 miniștri la Palatul Victoria. În urmă cu câteva minute am discutat în exclusivitate cu Dan Barna despre planurile USR Plus din următoarea perioadă. Iată răspunsurile. A fost o decizie unilaterală a premierului, luată fără să fie existat niciun fel de consultare cu USR Plus sau cu mine în calitate de premier. Ne-am întâlnit dimineață la guvern și mi-a transmis că a luat această decizie de demitere a ministrului Vlad Voiculescu, că a trimis-o deja la președinte. Practic, m-a informat despre o decizie pe care a luat-o, fără, repet, să existe vreun fel de consultare sau dialog anterior. Ați încercat să blocați această decizie? Am prezentat mai multe scenarii, mai multe alternative, însă premierul mi-a spus că este decizia pe care a luat-o. Înțeleg lucrul acesta fiind atributul domniei sale, doar că s-a tot vorbit în aceste zile despre existența unei evaluări și e foarte bine să existe evaluarea ministrului, numai când, din păcate, nu există nicio evaluare. A fost o decizie unilaterală, unipersonală, fără niciun fel de consultare, deși până astăzi toate deciziile importante din coaliție s-au luat prin dialog și dezbatere. Ați anunțat că doriți retragerea sprijinului pentru Florin Câțu. Liberalii transmit însă în paralel pe surse că nu sunt dispuși să renunțe la Florin Câțu. Ce veți face dacă liberalii vor continua în această formulă? Veți ieși de la guvernare sau veți rămâne în continuare într-un guvern Câțu cu un alt ministru al sănătății? Eu am foarte multă încredere în înțelepciunea coaliției care a existat de fiecare dată din momentul în care am constituit acest guvern. Am cerut o întâlnire de urgență a coaliției, că va fi în această după-amiază, că va fi mâine dimineață, vom vedea și vom găsi soluția pentru a merge mai departe. USR Plus e foarte asumat să-și respecte mandatul și angajamentul pe care l-a făcut față de cetățenii României în momentul în care am intrat în această guvernare. Deci vă așteptați ca PNL să propună un alt premier? Este subiectul pe care îl vom pune în discuția coaliției și suntem foarte deciși să găsim o soluție pentru a merge mai departe. În cazul în care liberalii vor insista pentru Florin Câțu, USR Plus, e posibil să voteze o moțiune de cenzură depusă de PSD sau de altcineva? Primul pas este discuția din coaliție de astăzi. Vom vedea după decizia comună din coaliție care vor fi pașii următori. Ultima întrebare. Cu președintele Klaus Iohannis ați avut vreo discuție pe acest subiect? Pentru că în urmă cu câteva zile președintele s-a implicat atunci de partea lui Vlad Voiculescu. Am avut o discuție și cu președintele legată de găsirea soluției pentru situația de interimat și acest anunț din această dimineață era unul care a fost făcut fără ca măcar să fi fost întrebat sau informat. Anunțul că dumneavoastră preluați interimar și nu ați preluat interimar. Era o informație care nu ajunsese la mine nicio formulă. Am discutat cu președintele, vom găsi o soluție.